de la noi. Frunzuliță, frunză verde de trifoi, hai nu-i dansul din sat de la noi. Să mârcesc doi câte doi, lai, lai, la, na, 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 na. Moacile capă la noi, lai, la, na, na, na. Roată, roată, jucați roate, fecioraș, și cu fete lângă cegeraș. Roată, roată, jucați roate, fecioraș, și cu fete lângă cegeraș. Să le saie palile, lai, lai, la, na, 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 na. Să vadă nevestele, lai, la, na, na, na. Strigă badea, strigă badea apăsat, că e mult, e mult n-am mai jucat. Strigă badea, strigă badea apăsat, că e mult, e mult n-am mai jucat. Și mă-mpârche bărbăchești, lai, lai, la, 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 la. Și la lume e poveste, lai, 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 lai. Ui, 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 da, ui, 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 picioare moi, râdă lumea, râdă și de voi. Ui, 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 da, ui, 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 picioare moi, râdă lumea, râdă și de voi. Că eu joc cu cine-mi place, lai, lai, la, na, 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 na. Și n-are nimeni ce-mi face, lai, la, 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 la. Ce lai, lai, la, 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 la. Și n-are nimeni ce-mi face, lai, la, 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 la. Angela Buciu, bună seara! Ce bucurie să fiți astăzi seara bună alături seara. De noi și alături de Daniel. Mă bucur să vă văd. Așa de multe aș avea de spus. Vreau să-mi spuneți despre mai el. Mai ales că mă aflu în această instituție unde m-am format ca artist, cât despre Daniel. Iubește atât de mult folclorul și dacă va reuși, împreună cu o altă pasiune a lui, muzica clasică, să îl îmbine în așa fel încât să-i ofere prilejul să ajungă un cântăreț de excepție, un artist, pentru că, de fapt, Daniel s-a născut să fie artist. Mulțumim tare mult pentru că i-ați fost, îi sunteți și îi veți fi, sunt convinsă. Mulțumesc. Alături. Mulțumim foarte mult, Angelei Buciu. Mulțumim. Doamne ajută. Hai să vedem ce spune juriul. Bogdan, te rog. Mărturisesc că mi-a plăcut mai mult primul tău moment decât ăsta, dar... Cred că pentru vârsta de 17 ani te-ai prezentat foarte bine. Ai cântat un cântec liric la partea întâi, la partea a doua ai ales să cânti un cântec de joc. Ăsta a fost un fel de scuturat, nu cum îi spuneți voi în chioară. Nu, este un dans, se numește Roatele. Roatele, ok. Da. Repet, pentru 17 ani este foarte bine, este nemaipomenit. Lucrurile pe care urmează să ți le spun sunt mai degrabă chestiuni de finețe pe care le-aș fi făcut eu. De pildă, eu, în locul tău, pentru că studiez viola, aș fi vorbit cu domnul dirijor și l-aș fi rugat să te acompanieze doar un trio. Să ai doar o vioară, o violă și un contrabas în spatele tău, ca să sune și mai aproape de muzica aia de trio Transilvan, din partea de nord a Transilvaniei, la care mă duce cu gândul acest cântec. Da, într-adevăr, într-o seară, așa, stând și gândindu-mă la acest moment, printre altele, mă gândeam cum ar fi să fiu acompaniat de un trio transilvanian, dar, nu știu, având în vedere că am avut orchestră bună, mă gândeam că nu, o să sune mai plin, de ansamblu, nu, de aia am ales... Să... Ok, perfect, super. Mulțumim. Mulțumesc. Cornelia, te rog. Eu mă topesc de dragul lui. Doamne, ai răspunsuri atât de frumoase. Să știi că rar se întâmplă. Sunt mândră, încă o dată spun, că vii din Maramureș. Mă bucur că o ai ca dascăl pe doamna Angela Buciu, pentru că doamna Angela Buciu e un dascăl foarte pretențios. Nu e așa ușor să treci de dumnea ei. E un pic greu, pentru că atunci când vă simte că sunteți buni, vă cere. Da, într-adevăr, da? Așa e, da. Vede la tine ce poți. Și a spus tare frumos că tu ești născut ca să fii pe scenă.
Asta cred și eu și îți doresc să ai succes în tot ce faci. Sunt mulțumesc. Mândră de tine. Mulțumesc. Mulțumim. Niculina, te rog. Foarte frumos. Ai un 10. Wow, da. Știi ce aș vrea? Aș vrea mulțumim. Să dai puțin jos clopul, să te văd și fără bineînțeles. Clop. Ia să te văd. Uite-mă ce băiat frumos. Ne ducem mai spre 17 ani. Da, da, un pic mai ciufulit, dar da. Ia, ia. Piscină! Hai că mai trăiește. Ia, are puls. Are puls, mămică, are puls. Grigore Leșe, vă rog. Am văzut de atâtea ori aici profesori prezenți. Acolo, unde profesorul este cu minte la el, și elevii sunt cu minte, sunt îndrumați. Dom'le, la text, cum să fie îmbrăcați, cum să se comporte, când să râdă, cum să iasă din scenă, cum să vorbească. Toate lucrurile astea contribuie la formarea personalității. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumim foarte, foarte mult! Și poți să pleci fără pălărie. Da. Jos clopul. Ah, ce fain! Bravo, mă, băiatule! Da! Felicitări, mama! Ce ne cânti frumos împreună așa? Cu mama? Nu mă împreună. Da, mă lasă cu mama să vorbească. Mama începea el și pe aia intră ea. Da, păi da să spun. O să cânti cu mama, da. Dar a zis mama așa, da. Să lăsați pe el să înceapă și vine și mama după tine. Hai, o strofă. Nu întreba pe mama, tu nu trebuie să cânti. Nu, eu te-ți uite la mama. Da, nu ne potrivim la tonalități. Nu contează, vă descurcați, vine mama tâne, după tine. Să cu tine. Venim și noi cu tine. Ia, o strofă numai, ia. Bate vântul odorului la marginea satului, cu apa de la izvor, măi, mi-aducea măi cuții dor. Ce vorbești, mă? Și că nu ne potrivim la tonalitate. Păi, perfect. Am scos-o la liman. Păi... modest, îmi place, bravo, super. Vă felicităm. Felicităm, chiar felicitări, aveți motive să vă bucurați și succes mai departe. Mulțumesc mult. Hai! Luați-vă, bucuriți-vă. Mai avem o probă. Da. O voi trece și pe aia. Ține-te tare! Ține, uite, mă, da. Fă-ți apăcito, ce dracu lăsați pe apucii pe aici, de mă piedica ei în ei. Ne-am familia, Rodica pe o parte. Măi, lasă-mă, dă pălăria în coaș, ia-ți pe apucii aia că m-am împiedicat în ei.